A început oficial campania FRF Fotbalul se vaccinează. Dis de dimineață, o parte a stafului lui Mirel Rădoi s-a prezentat la vaccinare. Staba de COVID. Da, da, dispare o perioadă lungă și asta este lucru cel mai bun. Rădoi a ajuns și el până în fața Institutului Cantacuzino, dar nu s-a vaccinat. Și-a etalat în schimb Rolls-Royce-ul de aproape o jumătate de milion de euro. Jucător la FCSB, dar și component al Naționalei sub 21 de ani, Haruț a fost și el să se vaccineze. Îndemnăm pe toți cei care doresc să se vaccineze să vină, pentru că astăzi mai devreme este bine pentru sănătatea noastră. A mai rămas o lună până încep meciurile oficiale ale naționalelor. Pe 24 martie, naționala lui Mutu debutează la campionatul european. O zi mai târziu, naționala mare începe preliminariile pentru mondial. Și CSR a început campania de vaccinare a sportivilor din loturile olimpice. Echipa feminină de gimnastică a fost prima care a mers la vaccin. Suntem mai liniștiți, clar suntem mai liniștiți. În continuare am grijă și am văzut cât de grele au fost acele două săptămâni în care am stat în casă, am pierdut foarte mult din antrenament și nu vreau să se mai întâmple așa ceva.